Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj sunt în alertă în această perioadă. Asta pentru că se apropie iarna, iar pădurile sunt în atenția hoților de lemne. Pentru a împiedica înregistrarea unui astfel de fenomen, oamenii legii au efectuat controle la transportatorii de material lemnos. Așa au identificat mai multe persoane care transportau material lemnos fără acte de proveniență sau cu acte false. În perioada 15-16 septembrie anul curent, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au desfășurat acțiuni pentru combaterea transportului ilegal de material lemnos, ocazie cu care au fost identificați în trafic transportând 9 metri cubi de material lemnos, doi tineri de 19 și 27 de ani și au prezentat documente justificative falsificate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Sancțiunea a primit și un bărbat din Gorj pentru că transporta material lemnos fără a avea documente de proveniență. Un alt bărbat a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2000 de lei, fiind identificat în timp ce transporta cu un autocamion cu remorcă cantitatea de 24 metri cub material lemnos fără documente legale. De asemenea, oamenii legii au mai deschis un dosar penal pe numele unui alt gorjan pentru că a tăiat trei arbori nemarcați silvic din Fondul Forestier Național Motru Sec.